Primarul Tudor Ștefănie a organizat o conferință de presă la care, deși fusese anunțați ca participanți șefii de servicii, l-a secundat doar viceprimarul Lucian Nemeș. Primarul Tudor Ștefănie a prezentat pe scurt situația existentă la mai multe obiective de investiții unde lucrările se desfășoară anevoios din lipsa banilor. Cu privire la lucrările de la Parcul Zoo, ele continuă în ritmul pe care vi l-am spus și pe care vi l-am spus, de finanțarea pe care o putem obține. Am văzut că au fost comentarii în lunile trecute că au venit nu știu câte sute de mii de lei de la Consiliul Județean pentru a susține acest proiect. Dacă ar fi venit, finalizam proiectul, n-a venit absolut nimic, deci v-aș ruga când mai dați asemenea informații să ne consultați și pe noi. De la Consiliul Județean anul trecut n-am privit decât o sumă de circa 21 de miliarde lei vechi, care s-au primit până luna aprilie anului anterior, deci pe vechiul Consiliu Județean. În rest, alte sume nu am primit. Sper să primim în anul acesta. Vom vedea la momentul când se va vota în Consiliul Județean ce se va întâmpla. Cu privire la data când vom oficia deschiderea parcului zoologic, nu vă pot spune nici că e lunea, nici că e sâmbătă, nici că e anul acesta. Motivul este foarte clar, nu știm încă și n-am primit încă confirmarea finanțării în continuare la sumele integral pentru finalizarea parcului zoo. Deocamdată lucrăm pe obligațiile care le-a avut bugetul local și de asemenea lucrăm pe ceea ce am primit anul trecut de la bugetul statului ca și finanțare. Primarul Turdean și-a manifestat speranța că, de la Consiliul Județean, vor fi alocate sume pentru plata arieratelor care se înregistrează la această oră. La Consiliul Județean noi am solicitat susținere financiară numai pentru cofinanțări la proiectele pe care le avem în derulare și nu pentru alte cheltuieli. Vom vedea însă dacă la arierate vor interveni să ne ajute, pentru că am văzut că este și o obligație a bugetului statului și sper să se găsească soluție de a ne ajuta financiar pentru plata arieratelor care nu aparțin bugetului local. Și aici am spus și data trecută la datoriile pe care le avem la contractul de reabilitare de blocuri, datorii care aparțin bugetului statului și bugetului local. Noi ne-am aplicat integral obligațiile de plată. Mai sunt ceva restanțe, dar foarte mici, din partea asociațiilor de proprietari. Sper să le lichidăm în luna aceasta. Și urmează ca diferența de la contract neachitată pentru lucrări executate și recepționate și pe care și care era obligația bugetului statului să o clarificăm dacă putem prin o subvenție de la Consiliul Județean. Tudor Ștefănie nu a uitat să facă un apel la cetățenii municipiului Turda de a-și aduce aportul la reușita acțiunii care se desfășoară în fiecare început de primăvară sub denumirea de Luna Curățeniei. IPJ Cluj a dat publicității numele unor persoane date în urmărire în speranța că cineva îi va recunoaște și îi va da pe mâna poliției. Aceștia sunt Pinte Augustin, domiciliat în Apahida, județul Cluj. Motiv, mandat de executare al pedepsei cu închisoarea, fapta, înșelăciune. Sabou Ionuț Dan, domiciliat în Cluj-Napoca. Motiv, mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pentru înșelăciune. Lăcătuș Alexandru, domiciliat în Cluj-Napoca, posedă și el un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele său pentru ultraj contra bunelor moravuri. Cetățenii care pot furniza informații despre aceste persoane sunt rugate să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112.